astăzi. Vreau să mulțumesc frumos pentru votul dat mie. Am să vă stăruți să vă dezamăgesc. Am avut un scrutin electoral extraordinar de greu. Am mers aproape în toate localitățile, cunoaștem probleme de oamenilor, avem oameni îndrăjiți, suntem într-un timp de răspândire, când bugetul Republicii este la pământ, și atunci când este mai greu, m-ați propus pe mine la funcție de vicepreședinte. Și toate responsabilitățile vor fi pe vicepreședinte de la mine. Președintele este doar cu ștampila, iar voi vici trebuie să mă. Eu știu că noi ne facem și emoții, facem și glume, dar, pe adevărat, sunt foarte multe probleme și credem că, în primul rând, dumneavoastră, să facem ca locuitorii satelor noastre, care au multe de cază, să putem ușura problemele, să-i ajutăm. Vă mulțumesc foarte frumos și sănătate la mulți! Să ne ajutăm Domnul. Vă mulțumim!